Această bicicletă, având un generator în ea, ne poate da posibilitatea de a încărca un telefon sau un laptop de la bateria externă a ei. Dacă bateria nu are destulă energie pentru a încărca un telefon, trebuie să ne suim să pedalăm. Această bicicletă pe care o putem folosi atât în scopuri, nu știu, utile pentru a ne încărca telefoanele, a pune un ceainic electric la fier, a pune apă la fiert sau chiar pentru a ne dezmorți picioarele și corp, făcând un pic de mișcare. E și matematică, e și fizică, pentru că elevii într-adevăr au făcut cercetări, au verificat cât energie se cheltuie la priză și au pus eventual și la bicicletă ca să facă o diferență. Și cu adevărat au și matematică, fac și fizică, știind și sport inclusiv, ținând cont de faptul că pot să vin în fiecare pauză. Practic ar mai trebui să fie, vă spun că se face rând coadă, adică care să se urce mai departe în bicicletă, dar ei sunt prietenoși, adică conștientizează faptul că ne așteptăm rândul, ținând cont de faptul că nu e atât de ușor. Nu e ca o simplă bicicletă, e un pic mai dificil, ținând cont că s-au schimbat detaliile ca să poată fi încărcat acumulatorul care este în spate.